Festivalul Național de Teatru Tanța și Costel a ajuns la final. Au fost trei seri minunate în care piesele s-au jucat cu sala plină, trei seri încărcate cu emoție, cu zâmbete și râsete, un festival prin care Medgidia a dovedit încă o dată că spiritul culturii este viu printre cetățenii săi. Înainte de debutul oficial al Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel, în foaierul Cercului Militar a fost vernisată expoziția cursanților Cercului de Pictură al artistului plastic Mircea Costea. Pot să vă spun că astăzi expun doar două grupe, grupa de adulți și grupa de seniori. Eu sunt foarte mândru că am reușit ca, într-o perioadă relativ scurtă de timp, să îi determin pe acești oameni să aibă curajul să exprime sentimente folosind mijloacele de artă plastică. Știți, sunt persoane care nu au studii de specialitate în domeniul artei plastice, sunt persoane care au făcut un efort și au reușit să găsească în interiorul lor acea putere de a exprima sentimente și gânduri folosind mijloacele de artă vizuală. Plin de emoții, ucenicii lui Mircea Costea și-au expus lucrările realizate, unde au putut fi admirate în toate cele trei zile de festival. Ne place să ne jucăm cu culorile. Eu n-am desenat niciodată, n-am pictat niciodată. Acum mi s-a oferit ocazia să încep să pictez și sper că am făcut ceva din tot ce ne-a învățat domnul profesor Mircea Costea. Majoritatea sunt din poze. Încerc să le fac portretele. Bine, încă mai lucrez la asta. Nu seamănă chiar atât de tare cu factorii sau persoanele pe care le-am desenat, dar încă mai lucrez la asta. Pasiunea mea am descoperit-o din copilărie, dar de câteva luni am ocazia să-mi practic acest hobby la atelierul de arte, unde ne relaxăm și petrecem într-un mod foarte plăcut timpul liber. De unde v-ați inspirat în tablourile dumneavoastră? Ne inspirăm din natură. Eu sunt o iubitoare de natură și am încercat, după cum vedeți, majoritatea sunt peisaje și am încercat să redau într-un mod cât mai natural elemente din natură. Pădure, apă, cer, copaci, vegetație. Cea de-a patra ediție a festivalului a adus pe scena din Medgidia trupe de teatru din toată țara, regizori și actori care au jucat în fața publicului piese cunoscute mai mult sau mai puțin și chiar o premieră, Oameni moderni, de Aura Buzdugan, interpretată de trupa Proactoria a Teatrului Popular Mediaș și regizată de Marinela Brânză. Temele tuturor spectacolelor prezentate sunt teme extrem de interesante. Prin mesajul lor, așa că nu contează să fie foarte, foarte multe spectacole, contează foarte mult ceea ce spui prin acele spectacole. Și eu cred că spectatorii care au reacționat extraordinar sunt mulțumiți de ceea ce li s-a prezentat până acum. Ultima piesă prezentată în cadrul festivalului a fost Regele Lir în Noaptea Revelionului, regizată de Ion Crișu și interpretată de trupa Tetis a Casei de Cultură Ine Roman. O comedie prin care s-a adus un omagiu actorului, simbolul ediției din acest an. Cum a fost aceasta a patra ediție a festivalului? A fost una foarte reușită. Chiar dacă toate trupele nu au reușit să ajungă, mie mi-au plăcut foarte mult spectacolele. Am avut onoarea să prezint acest festival și acum să și joc în el și am fost foarte încântată de cum a ieșit această ediție. În toate edițiile festivalului, publicul a fost foarte numeros. Am avut sală plină în toate zilele de fiecare dată. Poate în prima ediție eram un pic așa îngrijorați, nu știam ce se va întâmpla, dar după aceea ne-am obișnuit și știm că în fiecare an va fi sala plină. Avem un public receptiv, oamenii din Medgidia iubesc teatrul, se pare, și asta nu poate decât să ne bucure. În spatele unei piese este destulă muncă, foarte, foarte multă muncă, și în spatele unui festival este tot atâta muncă, poate chiar și mai mult, pentru că necesită foarte multe, îndeplinirea multor obiective și care nu prea depind de actor și de regizor. La finalul celor trei seri de regal actoricesc a avut loc festivitatea de premiere, toți participanții și cei implicați în organizarea evenimentului fiind felicitați.
O ediție reușită, chiar dacă numărul trupelor prezente a fost mai mic decât cel anticipat, cele 6 trupe care au prezentat spectacole în aceste zile au fost minunate. Paleta genurilor teatrale prezentate este una foarte largă. Au fost piese moderne, au fost comedii ușoare, au fost momente în care artiștii au transmis emoția lor de pe scenă spectatorilor. Poate cel mai important câștig al celei de-a patra ediție este numărul mare de spectatori. Sala a fost aproape plină în fiecare seară, semn că megidienii iubesc teatru și semn că această tradiție a Festivalului Național de Teatru trebuie să continue. Gazdă și organizator, colonelul dr. Gheorghe Rotariu ne-a vorbit de asemenea despre aceste 3 zile dedicate culturii și artei teatrale. Aprecierea rămâne la latitudinea spectatorului. Și am convingerea că spectatorii anul acesta vor aprecia că festivalul ediția 4-a este peste ediția 3-a, ceea ce ne-am propus anul trecut, și va fi sub ediția 5-a, cea de la anul. La succesul acestei ediții a participat negreșit și publicul, care a fost numeros în fiecare seară, sala Cercului Militar, dovedindu-se prea mică pentru toți cei care au dorit să vizioneze piesele de teatru.